legat de proces, o facem pe scurt, așa, legat de procesul verbal de la ședința anterioară, are cineva de obiectat? Putem să votăm, este cineva? Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Suntem prezenți 13. Except motivat domnii consilieri Ursul Zorer Remus și Avram Georgian. Zic că vin o să semnez. Dăm o citire ordinii de zi. Primul proiect, proiect de hotărâre, privind extinderea rețelei de gaze naturale de Comuna Livezi, județul Bacău, inițiat de primar și avizat de Comisia de Specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea eroarei materială de la articolul numărul 1 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, numărul 8 din data de 14-a, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construirii în sal uman în satul Livezi, județul Bacău, inițiat de primar și avizat de comisii. Și punctul numărul 3, al 3-lea proiect, proiect privind aprobarea cu acumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Livezi, anul școlar 2021-2022, semestrul 2, inițiat de primar și avizat de comisii. Cine este pentru? Cine este pentru? Cele 3 puncte pe ordinea de zi. Să trecem la primul proiect, proiectul de hotărâre privind extinderea de gaze naturale în Comuna Livezi, extinderea rețelei de gaze naturale în Comuna Livezi, județul Bacău, inițiat de primar și avizat de comisii. Comisia numărul 1. Favorabil. 2 favorabil. 3 favorabil. Vrea cineva să ia cuvântul? Are întrebări legate de acest proiect? Domnul Costea? Nu vrea cineva? Da, domnul Costea. Vreau să vă mulțumesc așa multă sănătate de proiectului. Da, mulțumesc, domnule. Iar în al doilea de-aș întreba ce înseamnă extinderea de gaze? Ce înseamnă, de fapt? Unde până la unde, sau la ce bază în mine? Extindere nu poate una. Deci putem depune pe PDDL 3, la nivel Salonic, acolo să căutăm să depunem acest proiect, pentru că a apărut sursul de finanțare, acest sursul public. Și noi doar avem extindere. Pe acest PDDL 3, sunt înființări de serviciu, comune care nu au înființat serviciul, la noi avem înființat, deci la noi funcționăm cu stația de gaze și care furnizăm la cetățeni, adică avem lanșament de pe raza comunei, noi doar facem extindere. Avem posibilitatea de a ne folosi de aceste surse de finanțare și sperăm să obținem extinderea la rețeaua noastră. Să trecem Stăriga, Poiana, Prăjoaia, Livezi, Orăș, apoi extindere peste tot. Deci asta e... Pentru asta facem studiul de fezabilitate și ce o fi. Deci, valoarea studiului de fezabilitate înseamnă extindere de tot comuna? Încerc scuze să spun, da? Da, de asta nu s-a. Nu se pune consultat. Bănesc la modul general, din Comuna Livezi și n-ar fi stat prioritate? Exact, da. Noi nu spunem un sat pe tără numele, doar un stat pe tără. Da. Asta ar fi... Bun. Da. Da, pot să intervin? Da, doar cum să mă. Doar ca să vină domnul primar de spus, legat de subiect. Cum să spun? Doar cu niște viețe. Eu stați cu voi cu el și voi un pic. Dar puteți să... Adică dacă vreți o întrebare, dacă aștept să spun, doamne, acum e mai bine să fii de față, de asta zic. În legătură cu acest proiect de hotărâre, am înțeles ideea și utilitatea acestuia. Dar este... Da, și-a spus ok ca să spunem așa. La întocmirea acestor studii de fezabilitate, mă refer aici, poate ar fi bine să fim un pic mai atenți, pentru că poate să fie niște bani, de adevărat, o circulare nu se face pe bani, dar noi am avut proiect de toată comuna, inclusiv toate măsurile toate, toate documentele astea sunt deja în posesia furnizorului actual de gaze. Când s-a licitat în 2009, proiectul a fost la dispoziția chiar la Ministerul Energiei, pe toată comuna. Ar fi bine, da? Da, da, nu trebuie să avem și noi ceva? Nu știu, da, a fost depus și rămas la Minister. Noi eram în calitate de beneficiar final, așa cum se va întâmpla și acum. Noi predăm toată documentația după ce o facem, o să o predăm către Compania Națională de Investiții, către Minister. Ei o să-și facă treaba în funcție de documentația pe care o depunem mai acolo. Mă refeream la faptul că dacă putem recupera acele documente, pentru că aveam o dată în studiu, nu se mai cheltuiau niște bani. Acum, e destul de complicat, cred că la ora asta se dau mulți de repit acolo. Dar nu e vorba dumneavoastră, că se trebuie să actualizate. Și ea trebuie să vă dați să mă nu mă refeream la proiectul și la asta. Proiectul de cu siguranță trebuie să actualizate. Dacă acolo sunt deja ridicări tot. Sunt toate măsurătorile. Dacă undeva o să merge, o să meargă la o firmă de ridicări topo care a explicat, cu siguranță în baza de date a lor... Vreți să se vede cu ce firmă sau vrem? A fost o firmă Infraplan, pleacă de la Bistița, în Sfânt, la vremea respectivă. Deci chiar consultanții ăștia, putem să le mai eliminăm din preț, punându-i în legătură cu cei care au executat proiectul, și zic, doamne, nu mai dau 1.700.000, îți dau doar 1.000.000, pentru că pot să spun la dispoziție deja măsurătorii. O britanică de a executa măsurătorii. Sunt cu traversări, deci cu traversări. Știți că și studiile astea sunt justificate, mă refer ca prețul. Noi așa am înțeles, dar se va suprapune lucrarea. Cu siguranță că se va duce la cadastru, la oficiul de cadastru, apar niște suprapunere acolo. Probabil o să apară niște suprapunere. Mă refer la nu știu cum o să facă, dar eu știu că au fost întabulate, au fost făcute toate. Dar eu știu niște studii făcute. Și mai sunt bine, pe celelalte zone s-au făcut. S-au făcut. Acum 2 ani, acum n-am făcut pe Bărăția. În sensul ăsta, și o dată. Să primării. Alea trebuie să... Da, dar veți primării, doamna... De exemplu, pe Orșa, pe Bălăneasa, pe Valea Rea, sunt... Și pe Orșa, vezi toate. Vă spun și primării. Și de-abia dată să explică. Undeva Bălăneasa până la familia Andrei, la... Ce cu zărnicarele Topo sau ce? Specialuste, deci doamna Brănoaie a făcut, chiar în firma ei a făcut. Tot care s-a băgat gata. Da, dar e... Toată. Și sursa de finanțare? Sursa era de la primăria. Primăria ei a făcut. Dar s-a făcut... Dar acum, cu legea care a venit acum, că se bagă gratuit, deci nu sunt gratuite. Studiile de fezabilitate... Nu sunt gratuite, că nimeni nu e gratuit. Nu sunt gratuite. Studiile de fiecare zonă în parte s-au făcut tot în baza acelor studii existente. Deci au mers pe studiile făcute. Au făcut din punct de vedere tehnic, au făcut ei lucrare, ca să nu se face proiectul de a băga gaz. Era vorba extinderea imediat. Ce puteam să facem noi? Noi veneam atunci cu finanțarea din primărie. Veneam atunci. Dar acum, cu noua legii, exact. Deci, o să fie pe ani examen. Exact. Dar ajunsul în comunitatea ajută ca să nu mai facem, nu mai făcăm una pe altă. Acum să vedem ce avem. Trebuie să căutăm ce avem. Asta e gratuit. Venim și în sprijinul firmei care va lua consultanță. Dar vedeți că o să aveți un rol. Vedeți, la noi am mai făcut niște studii. Sunt bune sau nu sunt bune? Că sunt bune, la vremea aceea erau bune. Că trebuie să adaptezi, să nu putem să nu rău. Exact. Adică un pic de atenție. Mai ajută la ușurătea. Pentru că, cum v-am mai spus, proiectul la vremea respectivă a fost pe toată comuna. Noi am insistat să se facă pe toată comuna. A fost o altfel. Au fost văzute altfel lucrurile. Proiectul l-am depus la Ministerul Energiei, acolo s-a licitat, a venit firma Distrigazul care a înființat remitarea de gaze. Au făcut porțiunea asta pe banii lor, pentru că așa era în proiectul, noi eram beneficiari. Am profitat, am avut norocul că S-au început niște demersuri, de prin 97 au fost începute, au fost trecut în lista comunelor cu potențial, adică lângă care trecea mai la sa de gaze, și am fost prinsă ca comună cu nu aceleași lucru, scoate de poliție, versus, pirene. Am venit să legitim, dați-le am prins acest proiect, dar v-am spus la început, proiectul a fost pe toată cum a început de postul primar, Costea, continuat de mine, am fost nevoiți la vremea respectivă să fiind de acord cu începerea acestui proiect, pentru că firma care a câștigat contractul la minister, au spus, domnule, deocamdată, pentru că nu este sustenabil, nu este rentabil să începem lucrarea pentru comună. Începem pe zona asta, care este un pic mai dezvoltată, să spunem așa, recunoaștere fiind la șoseaua națională aici, să vedem cum decurg lucrurile și în funcție de solicitări, de vom extinde și în partea cealaltă. De asta, dacă vedeți, pe drumul Berzonului, este dusă conductă cu un diametru foarte mare, de care ar putea să merge și comuna Berzunț, la vremea respectivă, chiar așa era vorba, să continue cu spre Berzunț. Da, eu cu acest post care se ocupă de LIVEZI, ne-am întâlnit la Berzunț, am avut o discuție cu domnul primar acolo și cu consultanții, tocmai de această problemă, pentru că să meargă din studiile lor tehnice o conductă mai mare decât ceea care ne-ar deservi nouă pentru alea 3 sate, tocmai pentru a putea să transporte și pentru Berzuț. Acum, această măsură care finanțează dă dreptul și la înființări de servicii. Tocmai ce v-am spus. Deci, comunele care nu au gaz, înființează serviciul, cum s-a înființat și la noi în urmă cu câțiva ani. Extindere, cum suntem noi, avem serviciu înființat și noi mergem doar pe extindere și este mai ușor pentru noi și sumele sunt mai mici, pentru că având un serviciu care funcționează și punctajul este mai ușor de făcut. Noi avem și prin ceea ce putem demonstra că cetățenii care au beneficiat, zonele care au beneficiat de această instalație de gaze, se branșează, adică avem o problemă, să știți că dacă nu se branșa nimeni, îi vinea și făcea niște calcul. Tu ai sistemul înființat, ai 3 oameni în 10 km, adică nu este sustenabil, nu e nimic, lumea nu vrea să se branșeze. Tocmai de aceea, tot timpul, când avem la mine, i-am ajutat sub orice măsură să poată să branșeze cetățenii ca să putem și noi justifica. Dom'le, avem înființat, lumea vrea să branșeze, adică suntem elegibili și putem să facem extindere și în partea aia altă. Adică lumea vrea să nu putem să facem o instalație și o investiție care să nu ajute, știți? Dacă căutăm pentru arhivă, sunt dosare, treci cu semnături ale cetățenilor, de Prăjoaia, 100 și ceva de familii. Păi a fost până anul trecut, chiar era necesar acele semnături ca să vină să justifice investiția și mai ceară. Important că s-au făcut, nu e să... Deci cam asta e proiectul de extindere. După ce este votat proiectul ăsta, cam când locatarii pot depune cei sau se extinde? Deci după ce depunem acest dosar trebuie să ne anunțăm pe site-ul lor, să îi punem pe platformă, că am depus documentația pe așa și mai sunt. Mai sunt bani. Susținute, ca să putem să intrăm la finanțare. Nu da, evităm. Deci trebuie să... Ăștia sunt primii pași. Care trebuie să făcuți. Adică nu trebuie să ratăm. Trebuie să facem ceea ce... După aia sunt perioadele care trebuie să depuse. Păi să așteptăm finanțare. Adică nu sunt lucruri care azi am depus, am votat, de mâine să știți că începe să sape cineva prin... Adică nu încerc să ne mințim, știți? Așa se întâmplă toate proiectele. Un buget la dispoziție care parte și el. Dacă se închide bugetul anul ăsta, s-ar vrea să împrinși la anul sau eu știu... De asta trebuie să ne gândim. Cum? La rețeaua deja existentă, sunt destui abonații încât se merg, adică ei să zică, bă, da... Suficient cât să demonstrăm că lumea este interesată. Deci nu pot să vă spun. Haideți să vă dau exemplu meu. Eu anul ăsta, și eu consum gaz, să știți. Asta am înțeles, e clar. Așa, eu am consumat 3.500 de lei până acum. Adică ies cu 3.500 de lei, am mai zis. Am plătit acum o făcut de 12 ani și de 900, am mai plătit la 2.600, și o milion jumate pe luna septembrie. Asta sunt 3-4 de lei. Oricum, e rentabil cel puțin de 2 ori mai mult. La casă sau la apartament? La apartament. Cât e? Dar, putem? Cât e căruță costul mai înainte? 6 căruțe. 6 căruțe de merită seama. E dublu, 6 căruțe. Este mare afața. Și nu o stop, domnule. Mergem la casă, am gata. Erau și costurile agentex. Dar nu doamne, au asta. Eu vă întreb acum, pe aici la stradă, cam cât s-au brașat, din câți ar trebui să brașeze? Și aveți așa rezervații? S-au brașat lumea pe întregă, la stradă. Da, s-au brașat. Deci vrea lumea așa. Și în continuare avem cere. Deci tot timpul, în fiecare săptămână, am cere și proiecte care să vin la mine la semnat, la doamna la urbanism, 2-3 săptămâni. Deci că fără învins de brașă, dar dacă să știți seama, m-am fărăt. Păi de asta faci extință. E mai ușor că e extindere, să știi decât să faci mai ușor. Păi asta cât trebuie să mai știi? E mai ușor la noi partea asta, doar ce ne ușor. Trebuie să le dă rău, ia, hai, spuneți. Asta e diferența. Asta e toată diferența dintre ele. Diferența este oameni. E diferența mare. E diferența mare. Putem să votăm cine este pentru acest proiect? Cei doi care au plecat. Da. Să trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de la articolul numărul 1 din HCL numărul 8 din 14/3/2022, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI a clasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire dispensar uman în sat Livezi, Comuna Livezi, județul Bacău. Comisia cum favorabilă? 2 favorabil, 3 favorabil. S-au scăpat o eroare. Dorește cineva, da? O cifră. Hai ca să vă explic eu despre ce este vorba. S-a scăpat o cifră. A fost greșită, a ajuns la minister, s-a verificat la compartimentul juridic și ne-a întors înapoi. Suntem forțați să o dăm pentru că săptămâna asta se ridică în poate să-l bage la finanțare și dacă termin în timp în ședințele lor, ai pierdut o săptămână, de fapt ai pierdut o lună. Se discuta în ședința anterioară problema dispensarului. Haideți să ne lămurim, sau dacă vreți să mă întrebați, sau să ne sfătuim, ceea ce înseamnă dispensarul. Nu, deci dispensarul, deci banii care vin numai pentru dispensar, nu putem să-i ducem în altă parte. Dar dacă tot beneficiem și încercăm și am promisiunea că acest proiect se duce la cap și o să primim finanțare, nu era corect să ratăm. Pentru că noi avem dispensar. Acel dispensar trebuie reabilitat. În momentul de față, nimeni nu poate să-mi spună nici unii duce dispensarul sau pe doamna doctor în perioada asta și cu sănătatea așa, unii poți să muți un dispensar să funcționeze, să-i faci o reabilitare. Dacă tot am prins acest, să zic, această șansă, să facem dispensar, un dispensar care va fi utilat, cu garsoniere de el pentru medic. Nu știm cine va veni. Este foarte important și aici, domnul Coster, știi ce înseamnă să ajungi, să poți să aduci un specialist. Și mai ales la țară nu este ușor. Mai avem noroc cu medicii care avem și vă spun că sunt comunii care, sau UAT-uri care au probleme cu acești medici. Trebuie să meargă la... Și dacă tot am prins această sursă, hai să facem. Dispensarul va rămâne este a primării, îi dăm altă utilitate, după ce îl scoatem, îl modernizăm, nu știu, o gândim cu toți, nici eu nu pot să fac singur, sau cine o să fie primar, sau cum o să fie, trebuie să ia hotărârea Consiliul Local, ce să fac cu aceste spații. Și zic că era ceva de... Adică nu trebuia să arătăm acest lucru. Nu putem cu banii ăștia, nu putem să facem altceva. Deci pentru așa fie. Nu, dacă îi s-a aprobat, s-a aprobat. Dar nu merge cu sursă internă. Dacă era din buget, spuneam, băi, hai să vedem ce face cu banii ăștia din buget. Ăștia sunt bani care vin de la minister și trebuie să, orice oportunitate, trebuie să fim acolo, să avem o șansă să le facem. Ați văzut, și cu căminul s-a dus în continuare. Adică ca o să presmi ce iese. De exemplu, acum pe TNRR, piste de biciclete, autobuze ecologice, adică sunt niște... Nu poți să faci altceva. Acolo trebuie să încadrezi, pentru că... Dacă vine, bine, dacă nu vine... Sigur că investiția asta durează ani de zile, că nu se face 2-3 ani de zile. Nu, că sunt curiți. Sunt curiți. Am spus că e mai ușor să reabilităm să refacem, să văruim, să schimbăm ce de schimbat, cu o sumă considerabil mai mică, ca doamna doctor și cei care sunt aici în spațiul ăsta, să poată desfășura activitatea normal, pentru că deservește alta populație. Și dacă se întâmplă ca la data când se termină lucrarea asta să dăm prin dispensară, nu mai bine rămâne bine, oricum își face că va fi ocupat. Asta vreau să spun. Pentru că și mie mi-a spus doamna doctor să deschid subiectul în Consiliul Local și să fim de acord cu dumneavoastră, în principiu, că sunteți organizatori de credere, să investim niște vreau să ne creăm în condiții. 3-4 ani de tot noi mergem la dispensar. Oricum nu se face ușor, repede. Noi știm din vorba de bani, de altă probleme. Nu să spuneam că ar fi de recomandat să încercăm să reabilităm totuși plătirea asta, oricum o stricăm. Nu, oricum o reabilităm. Cine va lua, va lua, ce face? Cum? Unii găsim o soluție, se duce dispensarul să funcționeze. Oricum și reabilitarea dacă îl face. Nu facem chirurgie. Nu, dar se face, dar nu mai trebuie ca în el. Adică nu știu dacă asta ar fi o problemă, ca să nu putem reabilitarea dispensarul. Pentru că s-a făcut la Belun, s-a refăcut s-a vărutat, pentru că s-a dat acolo. Când ați vrea să schimbă o ușă, să spui un bancă, doar ultima parte, în la țară, și la asta acasă. Nu știu dacă asta ar fi un obiectiv ca să nu ca doctorul și nu-l desfășoară. Dar uitați, ca să ne convinim, putem să invităm doctorii și le spunea dacă vrea, dacă merge, dacă poate să desfășoare sau nu. Aveți astfel mai necătare sau nu face? Pentru că ați cumpere și noi. Dacă mi-aduc aminte, iar vorbesc de una de istorie, așa, dispensarul a fost într-un proces de reabilitare destul de am față de cum arată el acum. Și s-a făcut cu cadrele medicale acolo. S-au făcut pe părțiuni, au schimbat, s-au înlocuit ferestrele, nu s-au durat în perspectivă și n-a fost un cap de țară. Și din cât de știm putoasă, totuși dispensarul nu este atât de degradat încât să nu se poate desfășura activitate. Activitățile care spunem la stând, într-adevăr, au nevoie de un grup sanitar, din câte știm acolo, iar acele lucrări de interioare, în momentul când a făcut contractarea sau de câteva ori făceam un act adițional, eu știu că erau prinse, lucrările de interioare sunt asumate de către cabinetele respective. Ei își fac, dă un var, întreținerea. Chiar discutam la o vreme, acum nu știu, trăiam cu impresia că a fost aprobat, dar cheltuielile care le făceau cu acele lucrări erau cumva decontate din plata care trebuie să o plătea, din chiria care trebuie să o plătească luna. Sau dacă nu i-a făcut treaba asta, s-ar putea face. Veni cu un proiect de hotărâre să le aprobăm treaba, doamne, cât trebuie să dai pe an, ai făcut lucrări de atât, nu mai plătești ca să poți funcționa. Până la urmă, chiar și un grup sanitar și-l poate. Pentru că sunt două cabinete. Chiar cu farmacia sunt trei ocazii care ar putea toți să-și rezolve problema asta. Dar cu problema dispensarului nou, bineînțeles că este un lucru binevenit și bun. Noi ne-am contrazis că poate locația ar fi trebuit în altă parte. Așa, asta a fost mult mai repede. Să ne ducem, să ducem în partea cealaltă, așa cum discutam. Noi ușurăm, eu știu, mișcarea asta din comuna cetățenilor. Dar acolo ne confruntăm, într-adevăr, cu lipsa terenului adecvat. Eu știu, fiind proiecte guvernamentare sau europene, cum vor fi mulți alt lucruri de oriunde, așa, comunitare și așa mai departe. Deci, foarte atenție. Restul din lucrurile, sigur, va fi bună atunci, în momentul când se va pune în operă și va fi așa, dispensarul acesta putem să transformăm în mărcire. Spații avem nevoie în comunităț destul. Într-un cuvânt, proiectul este bun, să dea Dumnezeu să vedem acolo. Lista finanțării și să înceapă treaba. Și început, când va termina primarul actual, când va termina următorul sau... Și putea să putem să putem de acolo, așa se vedea. Da, asta e. Dar aici să fie un pic, că ceea ce spunea domnul Costea, că lucrurile de astea acum, să găsim o soluție, să-i mai sprijinim, dacă noi... Asta e chiar din bugetul local, puteți să facem. Nu e proiect din oameni bună sau nu știu, deci nu suntem niciodată în ministerul, dar să vărăim noi prin ministerul. Sau să facem un lucru. Dar cu totalitatea asta, cu 10.000 de lei acolo se poate. Să fie o solicitare, să fie sănătoasă, să fie sănătoasă. Acolo pe o listă de investiții. Punem la vot, acest moment, cine este pentru? Deci, de fapt, a fost votat, acum a fost modificat. Da, Da. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Livezi, anul școlar 2021-2022, semestru 2. Comisia. Comisia 1 favorabil. 2. 2 favorabil. Întrebări? Acest bani a fost prin bugetul inițial, nu? Da. Deci, fac parte din totalul bugetul care e la mine. Nu știu dacă a venit așa solicitare, că la ședința trecută Cataragiu. Nu a depus. N-a depus încă lucrurile? Nu a depus nici. N-a depus cererea. Eu la mine nu ajut. Deci nu a venit toate documentele. Nu, mă gândeam că poate cumva la capitolul ăsta, și poate arăt aici. Astea sunt burse pentru de medic, burse sociale, da. Dar tot la o bursă socială, era bursă socială. Nu putem, nu putem, nu. Haideți să nu le amestecăm. De fapt, noi... Deci nu putem, pentru că acolo, copiii de la bursă, sunt copiii noștri care au... Acolo doar ajutor să... Acolo este alt capitol, nu? Da, da. Și părinții, dacă el să se încadreze la acel ajutor social. Deci, vorbim de copiii care avem încadrat la nivelul așa de la copii. La școala la nivel. Dar ca să înțelegem, s-a schimbat directorul? Da. Nu s-a schimbat. Da, s-a schimbat pentru că doamna directorul este prenatal. Da, și este doamna directorul, este un om care o cunoaște de boț, o cunoaște toți consilierii. Sunt oameni care chiar nu avem emoții, se descurcă fără... Chiar a fost recomandată în vară. Adică... Doamna e cu istorie, cu timp. Are desul de chimii, dar cum ar fi în perioada cât timp. Mă arătă să fie mai mult. Da. Cine este pentru acest proiect? Cine e pentru proiect? 13. Care? Acesta este. Vă mulțumim.